Fumatul dăunează grav sănătății, dragii mei, da? Da. Trabucul nu. Trabucul nu. Tu, cola, please. Thank you. Nici comentatorul nu se mai aștepta la o asemenea situație. Gol cum rar se vede. Mutu sunt eu, la originea de șan. Vârba națională și vedetă în cancan. În jur ca lăcătuș, sunt băia băiat. El nu făcea parte din turmă, căci printre zeci de hagi el era singurul fan în țâră. Hai frumos, la șpriț. Noi nu am avut niciodată un portret al tipicului fotbalist român. Privind către istorie, ne convingem că fotbalul nostru a fost întotdeauna reprezentat de un contingent diferit de jucători, în funcție de perioadă. Ne-am bucurat de marii campioni ai anilor 80, cum ne-am bucurat și de generația culminantă din anii 90. Apoi au urmat dezamăgirile provocate de generația apă plată cu lămâie și mai nou speranțele legate de gașca Next Gen. Am avut jucători care s-au remarcat prin talentul lor, dedicarea, trofeele și premiile cucerite. Dar au fost și alții ce au rămas în istorie datorită felului lor de a fi. Unii dintre ei și-au combinat prodigios extravaganța cu performanța, iar alții și-au lăsat pustii foile în CV. Deschidem topul cu doi jucători din aceeași generație care au avut un succes sportiv invizibil, dar au reușit să învingă anonimatul prin felul lor abracadabrant de a fi. Primul dintre ei este Romulus Buia, alias Romică Buia, dar cunoscut și ca Figo din Bărceni. În 1991, la 21 de ani, pe când evolua la FC Maramureș și Baia Mare, Buia a fost în probe la FC Barcelona. Iar legenda spune că le-ar fi trecut cu bine, dar văimărenii cereau 400.000 de dolari și prin urmare transferul a picat. După Baia Mare, Romică a mai evoluat la echipe precum Sportul Studențesc, Universitatea Craiova, Rocara, București. Din spusele lui a ratat de două ori transferul la Steaua, iar în 2000 a ajuns la Dinamo pentru jumătate de an. Apoi, după o altă jumătate de sezon la Gloria Bistrița, a plecat la Poli Timișoara, unde a prins câteva sezoane bune, dar și câteva petreceri de pomină în cluburile din Timișoara. Și le cântă Ce zece vă umbla. După Poli, Figo din Bărceni a evoluat între 2005 și 2006 la Pandurii Târgu Jiu, apoi s-a pierdut prin ligile inferioare. După agățarea ghetelor în cui, acesta s-a testat în rol de antrenor, oferind la antrenamente lecții de măestrie, marcând goluri din spatele porții. Romică Buia împarte locul 15 cu Ovidiu Maier, care a jucat fotbal până în 2019, pe când avea 48 de ani, la echipa inimii sale Ocna Mureș, unde de altfel și-a început cariera în 1986 la doar 15 ani. În 1995, după prestații impresionante la ASEA Târgu Mureș și Inter Sibiu, Maier ajungea la Ucluj. Conducerea clubului a efectuat numeroase schimbări în lotul Universității Cluj. Jucătorii nou veniți sunt Ovidiu Maier de la Inter Sibiu. După Ucluj, cel supranumit Motanul, dar și Super Mario, a plecat la Gloria Bistrița. Iar după un sezon nemaipomenit, semna cu Rapid București, unde reușea tripla, titlul, cupa și supercupa, ținând peluzele numai în picioare datorită driblingului său fantastic. Tot în Giulești, Ovidiu Maier și-a demonstrat și partea sportivă mai puțin pozitivă, firea sa boemă, cuplată cu lenea și multe, multe capricii. La 29 de ani, în 2000, Motanul, blazat de sacrificii fotbalului de performanță, revenea la Ocna Mureș, casa lui, care de ani buni era rătăcită prin ligile inferioare. Ulterior, acesta declara că a refuzat-o de 5 ori pe Steaua doar pentru a reveni la Ocna. De atunci, Maier nu s-a mai întors niciodată în Liga 1. Toată lumea se întreabă cât mai joacă Motanul fotbal. Mai încerc turul ăsta și returul, deci campionatul ăsta, și după aceea, dacă mai pot și mai au nevoie de mine... Nu poți nici cum să te desparți de teren. Îmi place ce să fac. În
Nu poate lipsi din top nici profesorul lui Ovidiu Maier de la Cluj, Ioan Andone, care însă a avut o carieră mult mai prolifică decât elevul său, devenind unul dintre cei mai mari fundași din istoria României. Pe lângă abilitățile sportive impresionante pe care le poseda, Andone a mai rămas în istorie și datorită unui gest emotiv la care a recurs în finala Cupei României din 1988, dintre Steaua și Dinamo. Considerând că Steaua București este defavorizată de arbitrii, președintele de atunci ale Roșii Albaștrilor, Valentin Ceaușescu, la sugestia lui Corneliu Vadim Tudor, care la fel se afla în tribune, a ordonat ca fotbaliștii să iasă de pe teren în semn de protest. În acel moment, Ioan Andone a arătat lui Valentin Ceaușescu degetele mijlocii, motiv pentru care a fost suspendat din fotbal timp de un an. Vă era teamă de urmările de după acest meci? Nu. Bine, Neamircea ne-a zis după, Lucescu, ne-a zis să avem grijă unde ieșim seara și nu-i bine să facem, că încă nu se știe ce se întâmplă, că nimeni nu știa. Lucru pe care Valentin nu le suporta. Și țin minte că am fost certați de vreo 2-3 ori, bine, rău de tot, chiar a fost o perioadă în care o lună și ceva n-a venit pe la stadion datorită unui asemenea meci. Imediat după meci, din câte mi s-a povestit, au venit niște tovarăși din cabinetele superioare și au luat casetele originale pentru a face o analiză. O să vedem de ce. Nu au mai adus casetele înapoi. Țin minte că acum vreo 15 ani, BBC-ul, făcând un documentar despre fotbalul din sud-estul Europei, a vrut neapărat să găsească această finală din 1988 și nu a reușit atunci. După expirarea termenului de suspendare, Ioan Andone a mai evoluat un sezon la Dinamo, iar după Revoluție a plecat în Spania la Elche. Românul a evoluat în La Liga timp de un sezon, apoi a plecat la Heerenveen în Olanda, unde avea să-și încheie cariera în 1993 la 33 de ani. Pentru echipa națională, Andone a strâns 55 de meciuri, fiind prezent la campionatul european din 1984 și la campionatul mondial din 1990. Pe locul 13 se află Eric Big Falvey, supranumit Thor, datorită exteriorului care seamănă cu cel al faimosului personaj. Care e cel mai emoționant gest al fanilor lui FC Ural făcut pentru tine? De obicei, pancartele desenate de copii și este una specială în care e pus chipul meu în corpul lui Thor. Stilul brutal de joc și imaginea unui tip dur nu îl împiedică pe Eric să fie un intelectual. Acesta este pasionat de citit și a învățat limba rusă într-un termen foarte scurt. Ce mă să zic? O ce-mi plouă și o pregrale? Să mă ești hatile s-o ce-mi silnă vigret. După invazia Ucrainei de către armata rusă, situația financiară de la clubul lui Big Falvey a devenit precară. Mijlocașul român rămâne pentru moment la Ekaterinburg, dar conturile îi sunt blocate. Big Falvey a preluat banderola de capitan de la Kulakov după plecarea ucrainanului și își dorește să joace pentru Ural până la sfârșitul contractului pe 30 iunie 2023, scrie Gazeta Sporturilor. Dar dincolo de carisma sa, Eric Big Falvey este și un fotbalist excepțional. Big Falvey marca eurogoluri și pe vremea când era la FCSB. Cu totul întâmplător la Brășan, Big Falvey se pregătește să șuteze, trage bine și gol! Ce execuția lui Big Falvey! În prezent, Eric Big Falvey are 34 de ani. Pentru naționala României, Thor a strâns până acum doar 9 meciuri, în care a marcat un gol. Pe locul 12 se află unul dintre cei mai memorabili jucători ai anilor 90, Aurel Panait, cunoscut și ca Joe Panait sau Joe Indianul. Joe ajungea la Steaua în 1991 la 23 de ani după 5 sezoane petrecute la Petrolul. Și sper să apăr culorile clubului, cum am apărat și la Petrolul, și să fac publicul și toată lumea fericită de la Steaua.
Dar nu numai exteriorul îl făcea deosebit. Joe Indianul era un fundaș și dreapta atipic pentru acele vremuri. Era un aventurier în teren, cu o tentație deosebită pentru urcări. Panait pe partea stângă, a fost o opțiune foarte bună. Aurel Panait în careu. Nu este nimeni acolo la intercepție. Vlădoi a venit puțin cam târziu. În 1992, Joe juca primul și singurul meci pentru Naționala României într-o victorie cu 2-0 în fața Letoniei. Timp de 5 ani la Steaua, Panait cucerea 4 titluri, 2 cupe și 2 supercupe. După despărțirea de roșii albaștri, Joe Indianul a plecat în Germania, unde avea să petreacă restul carierei la echipe de eșalonul 2. Noi continuăm cu cel supranumit Playboy, Iulian Miu, la vremea lui un fel de David Beckham al României. Triplu campion național cu Steaua și jucător de selecționată, Playboy n-a închis niciodată ușa în fața divelor din mondenul românesc. Dar aventurile lui amoroase au alimentat mulți ani subiectele de cancan. În cei 6 ani la Steaua, Iulian Miu, având un salariu de 80.000 de dolari pe sezon, a schimbat 8 mașini fițoase. De la volanul unei Dacia, acesta s-a trezit brusc accelerând BMW-uri și Mercedes-uri. Se arată într-un articol publicat în 2010 pe site-ul fcsteaua.ro. După ce în 2003 a plecat din Ghencea, Iulian Miu a semnat cu FCM Bacău, dar a continuat să fie convocat în echipa națională. Astfel, într-o deplasare cu selecționata în Lituania, Playboy, care la Bacău câștiga doar 10.000 de dolari pe sezon, de 8 ori mai puțin decât la Steaua, l-ar fi rugat pe Adi Mutu să-i dea hainele lui. Or, la salariul pe care îl avea la Parma, Iliantul putea să-și permită orice țoală. Mutu s-a dus la cabina din coada avionului, s-a dezbrăcat de blugi, tricou și geacă, echipându-se în trainingul reprezentativei, după care l-a stilizat pe Miu. De atunci au trecut ani buni, dar Playboy continuă să aibă un exterior de manechin, trezind invidia celor cărora le mai apar kilograme în plus, fire albe și riduri pe frunte. Îngăduitor timpul și cu Daniel Chiriță, care la 47 de ani menține o formă excepțională. Acesta a jucat fotbal până la 43 de ani. Ultima lui echipă a fost Petrolul Ploiești. Domnul manager general Vivi Răchită, finule, vino să mă ajuți. Nașu, da, nașul meu, zice, vino să mă ajuți, am nevoie de tine, vreau să promovez de la Liga 3 la Liga 2 și așa mai departe. Am făcut un contract pe 3 ani de zile. Tu având o vârstă de acum. Aveam 38 de ani, da. De altfel, Petrolul a fost și prima echipa lui Chiriță, acesta fiind ploieștean. În 1995, pe când avea doar 21 de ani, Daniel Chiriță a cucerit Cupa României în componența Lupilor Galbeni. Bucurie fără margini. După Petrolul, Chiriță a evoluat un sezon la Craiova, iar în 1999 ajungea la Rapid, unde avea să facă tripla, campionatul, cupa și supercupa. Apoi acesta a făcut o carieră în Rusia și Ucraina, unde, din spusele lui, câștiga câte 50.000 de euro pe lună. Pe final de carieră au urmat mai multe reveniri la Petrolul. În 2019, când era deja retras, Daniel Chiriță a făcut parte din proiectul Survivor, unde a recunoscut că banii câștigați din sport i-a investit într-o proprie școală de fotbal. Eu la mine la Ploiești am o bază sportivă, o școală de fotbal unde am aproape 400 de copii. Cu toate acestea, Chiriță îl acuză pe nașul său, Vivi Răchită, care este șef la CSM și beneficiază de susținerea primarului Andrei Voloșevici, că ar intenționa să-i sufle baza sportivă din Ploiești. Răchită a fost în aceeași barcă cu el, că e politic. Greșeala vieții mele cred că a fost și asta și cred că de-aia e supărat domnul Voloșevici pe mine, pentru că eu am pozat cu un om de la PSD, vrea să fac un proiect pe sport, un proiect, și am zis susțin candidatul Bogdan Toader în da. Înțeles, și s-a... Și de acolo s-a interpretat că eu, vezi, Doamne, sunt politic, dar n-am nicio treabă cu politica. Daniel Chiriță mai spune că academia lui funcționează pe bază de ONG și nu are nicio treabă cu banii publici, iar toate atacurile care îi sunt aduse sunt nefondate. Mai în top și un alt Chiriță, Gianni, o fostă mare speranță a fotbalului românesc, dar care s-a blazat cam repede, iar după retragere a mers pe show-urile televizate. Mă, tu pe tine, cap pe covoare! Cap pe covoare te bat! Gata, te leg! N-ai tu respect, mă, Fumatul dăunează grav sănătății, dragii mei, da? Da. Trabucul nu.
Treabă cu nu. Mai bine te loveai de o stâncă decât să te lovești de Gianni Chiriță pe teren. După care ai dispărut din fotbal, te-ai îndreptat către televiziune ca să ne faci nouă o concurență. N-am cum să vă fac dumneavoastră concurență. Vă vezi în general. M-a ajutat foarte mult și carisma mea. Îmi place foarte mult să glumesc, Neovidiu. Dar fotbalul a fost schimbat nu numai pe televiziune, ci și pe femei, poker, petreceri și legături cu lumea interlopă. Ca jucător, Gianni Chiriță a avut un start promițător, cucerind cu Dinamo două titluri de campion al României și trei cupe. Cu Steaua până la moarte, până la moarte, până la moarte. Stai, bro, nu chiar până la moarte, bro. În perioada Dinamo, Chiriță a adunat 4 meciuri pentru Naționala României. Iar după despărțirea de Câinii Roșii, au urmat mai multe echipe din Turcia: Samsunspor, Gaziantepspor, Ankara Gucu și Bursaspor. Ultima, acesta a devenit campion al Turciei. În 2010, Bursaspor rupea dominarea celor 4 forțe: Galata, Fener, Beşiktaş și Trabzonspor, care de 71 de ani la rând împărțeau titlul între ele. Pe locul 8 se află probabil cel mai bun fotbalist român al anilor 50, un nonconformist și un talent, cum a văzut rar România. Este vorba despre Titus Ozon, care, pe lângă realizările din teren, a avut o viață dincolo de el, demnă de un film pe Netflix. În 1953, pe când acesta evolua la Dinamo București, formația lui avea de disputat un meci de pregătire contra sovieticilor de la Dinamo Tbilisi. Indicațiile partidului erau clare: jucați fotbal, dar nu câștigați. Ozon a avut alte planuri, însă, luându-i prin surprindere pe sovietici, românul l-a desființat pe starul de la Tbilisi, Baza Gogoberidze, trecându-i mingea printre picioare de câteva ori. Dinamo București se impunea cu 2-1. După meci, lui Ozon s-a incriminat că și-ar fi bătut joc de poporul sovietic prin acele driblinguri, iar în consecință a urmat o reducere la salariu și un arest de 3 luni într-o unitate militară. Toate luate la un loc l-au făcut pe Ozon să nu mai vrea să joace la Dinamo și a plecat la Progres București. Supărați dinamoviștii au organizat deportarea lui Ozon în Delta, la Tăiat de Stuf, unde a stat sechestrat într-o cabană și a fost păzit de un securist. Rămas fără echipă și știind că se apropie termenul limită în care mai putea depune actele la FRF pentru a putea semna cu Progresul, Ozon evadează și ajunge la sediul federației în ultimul moment, reușind să se înregistreze la timp ca jucător al Progresului. Mai târziu, Ozon rămânea antalogic printr-o nouă fază. În 1950, la întoarcerea în România dintr-un turneu al Progresului desfășurat în Albania, acesta este prins la vamă cu aproximativ 3.000 de nasturi de fildeș. Fiind ulterior acuzat de contrabandă și ca pedeapsă, a fost suspendat pe viață din activitatea sportivă. Dar geniul nonconformist nu s-a dat bătut. Peste 6 luni l-a vânat pe Gheorghe Gheorghiu Dej în timpul unei plimbări, s-a apropiat de el și l-a rugat să influențeze revenirea lui pe teren. Liderul comunist a fost de acord, dar condiția era că Titus Ozon va trebui tot restul carierei să joace doar la Rapid, echipa de suflet a lui Gheorghiu Dej. Așa avea să fie. Pe lângă performanțele din Giulești, Titus Ozon, supranumit Nas, a jucat în filmul de comedie și Ilie face sport, totodată fiind și actor de teatru. Timpul liber, Ozon îl petrecea cu una, două și mai multe halbe de bere, șprițuri și mese cu mititei și cârnăciuri de casă. Legenda mai spune că în timpul meciurilor, Titus Ozon părăsea terenul pentru a se pieptăna, așa cum pentru el era inadmisibil să apară în fața oamenilor fără o coafură pe măsură. Pe locul 7 găsim legenda Rapidului, Fane Țâră, supranumit Pamela. Chiar dacă pe internet nu sunt aproape deloc articole și imagini cu Fane, acesta a fost un adevărat idol al Giuleștiului. Numele lui Fane Țâră își face apariția și în celebra piesă a lui Rapa, Unde se duc visele. Când toți copiii din cartier l-aveau ca idol pe Hagi, el nu făcea parte din turmă, căci printre zeci de Hagi, el era singurul Fane Țâră. Fane Țâră a rămas alături de galeria giuleștenilor și în prezent. Dacă,
Amela a fost aproape de Rapid și în perioada grea, când giuleștenii au fost nevoiți să înceapă de la zero. Iar lovitura de start a partidei a fost dată de Fănel Țâră, jucător de legendă al giuleștenilor. Fănel Țâră debuta la Rapid în 1984 la 18 ani, iar după 4 sezoane pleca la o echipă care era la modă la acea oră, în Victoria București. După 2 ani, Pamela a revenit la Rapid, unde avea să mai petreacă încă 5 ani. Nu a câștigat niciun trofeu cu Rapid, dar asta nu l-a împiedicat să rămână în istorie ca unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care Giuleștiul i-a avut vreodată. Fănel Țâră a purtat numărul 7 pe tricou și a dus peluzele în extaz prin tehnică, dribblinguri, flair, dar mai ales prin dăruire. O fire boemă, Țâră a fost mereu sufletul vestiarului. Pamela și-a încheiat cariera la Rapid la doar 29 de ani din vina lui Copos, care n-a știut să aprecieze valorile adevărate ale Giuleștiului. Se arată într-un articol publicat pe site-ul 1923.ro. O treaptă mai sus se află un alt fost jucător important al Rapidului, Dănuț Lupu, unul dintre marii vrăjitori ai fotbalului românesc, dar care nu a reușit să se ridice la nivelul enormului potențial cu care a fost înzestrat. Dănuț Lupu, cel mai bun jucător al meciului, realizează o fază de mare spectacol în minutul 34. După ce trece de 4 adversari, pasă la Constantinovici. A spus Dobrin într-o seară memorabilă la o întâlnire la Hotel Dorobanți, ce băi, Dane, dacă aveai creier, ce erai mai mare ca mine și ca Hagi la un loc. Și într-adevăr, Lupu a fost un jucător de senzație, dar... Zim, cât e legendă în faptul că fumai la un moment dat 3 pachete pe zi, adevărat? Nu, când jucam niciodată. 2. Da. Lupu stă în restaurante, dar Lupu nu se îmbată niciodată. Toată lumea o vedea pe mine, spunea că eu sunt bețivul, dar nu vreau să intru iar în niște... Așa că eu spun că am fost copil mic la băutură pe lângă alții. Și acolo unde sunt beții, mai sunt și pumne aruncați în toate direcțiile. Ai fost obraznic. În 90 în Grecia am dat în el. Cum ai dat? I-a dat cu pumnul? Cum? I-am dat cu... În sezonul 1988-1989, după un meci dintre Dinamo și Dundee United, Dănuț Lupu a fost arestat pentru furt, dar a fost eliberat după ce antrenorul Mircea Lucescu a mers la secția de poliție și l-a convins pe procuror să claseze cazul. După ce a devenit campion al României și deținător al cupei alături de Dinamo și a mers la campionatul mondial din 1990, Dănuț Lupu a plecat din România și a semnat cu grecii de la Panathinaikos. La puțin timp, Lupu a fost arestat la Atena și a petrecut 2 luni și jumătate în închisoare, fiind acuzat că este liderul unei grupări criminale românești care se ocupa de furtul mașinilor în Grecia. Apoi au urmat alte 2 grupări elene, Corinthians și Crete. În 1994, Lupu semna cu Rapid, dar după câteva luni pleca în Italia la Brescia pentru a-l ajuta pe Mircea Lucescu, care nu a reușit să-i păstreze în echipă pe Hagi Răducioiu și Mateuț. După o scurtă aventură la Brescia, Lupu revenea pentru alte câteva luni la Rapid, ca în 1995 se semneze cu Dinamo, unde avea să petreacă 2 sezoane. Apoi, între 1997 și 2000 a urmat o nouă perioadă Rapid, în care Dănuț Lupu avea să cucerească tripla, titlul, campionatul și supercupa. Spre apus de carieră, Lupu a dat dovadă de seriozitate, dar nu a fost în stare să zdruncine regretul păcatelor din tinerețe. Știi, când se plimbau banii numai așa, da, nu prea ne ardea nouă de fotbal. Transferul, impresar. Transferul, impresar. Era... Deschide top 5-ul un jucător care a fost excentric nu prin tentațiile extrasportive, nici prin exteriorul său și nici prin scandaluri, ci prin brutalitatea sa de pe teren. Reluarea ne arată că Marius Lăcătuș a intervenit dur și să recunoaștem nesportiv. Cosa pensava di trovare Fiori? Si alza un'altra rissa adesso con il Daniel. Tra puțin sportiv, nu este mai puțin adevărat că intrarea lui Lăcătuș a fost dură și nejustificată.
Dincolo de toate, Marius Lăcătuș a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care a avut România vreodată. Iar cuvântul legendă ar fi prea mic pentru a acoperi dimensiunile acestui fotbalist imens. Fiind o fiară pe teren, în sinea sa, Lăcă s-a dovedit a fi un tip sentimentalist. Și acest lucru îi sporește farmecul. Nu poate lipsi din top nici Gabi Tamaș. Noroc, sănătate, sărmâile. Doamne ajută. Noroc, sănătate. Mulțumim. Sunt vagabundul vieții mele. 5 dimineața, eram în centru vechi, în vintage. Eu mă îmbătasem foarte tare, ieri se îmbătase foarte tare și știu că la un moment dat și-a dat tricoul jos și a zis hai să ne batem și atunci mi-am dat și eu tricoul jos. Era o diferență între cum arăta Gabi Tamaș și cum arătam eu. Au intervenit bodyguards-ii, ne-am despărțit amiabil până la urmă. Știu că am băut șaturi, cât beam eu 2 șaturi, Tamaș bea 10. Adică era ceva. Am zis, dom'le, vezi ce înseamnă totuși profesionistul. Gabi Tamaș era și pe vremea lui Galatasaray tot așa rebel, tot boem. Gabi Tamaș m-a luat pe mine și pe Ovidiu Petre după un antrenament și ne-a spus așa: bă, haideți cu mine, unde? Mergem în bazar. Ce-i nebunii, ce facem în bazar? Ne cunoaște toată lumea. Ce vreau să-mi iau și eu un lanț de aur. Și nu, mă, Gabi, hai să mergem. Ne-am îmbrăcat, am făcut bine, am îmbrăcat, am plecat în bazar. Și Gabi al meu și-a luat un lanț de 1 kg. Dar petrecerile de pomină aveau să ducă la probleme cu legea. Gabi Tamaș plătește scump pentru faulturile din afara terenului. Fotbalistul a fost chemat să le explice judecătorilor de ce a distrus ușa unui bloc vara trecută. După o noapte de beție cruntă, fotbalistul a pătruns în scara unui bloc cu șutul. A vrut să doarmă pe hol. L-au deranjat polițiștii care, pentru că era agresiv, i-au pus cătușe și l-au dus la secție. Ușa distrusă nu a fost un caz izolat. În 2019, Gabi Tamaș a fost încarcerat în Israel pentru că a fost prins băut la volan cu o viteză de 205 km pe oră și cu un permis suspendat. Românul a petrecut 7 zile după gratii. După acel episod, Tamaș a revenit în România, a jucat un sezon la Astra, apoi jumătate de sezon la Ucluj, ca într-un final în 2021 să semneze cu Voluntari, unde a găsit o nouă tinerețe, fiind în prezent unul dintre cei mai buni fundași din Liga 1. Indiferent de ce făcea Gabi noaptea, a doua zi nu se ținea nimeni cu el la antrenament. Corect. Și eu eram unul dintre aia care alerga. Și ți era greu să te ții. E foarte greu ce calități fizice avea el. Dincolo de toate, Gabi Tamaș este un jucător excepțional. De-a lungul vremii, acesta a strâns 67 de meciuri pentru Naționala a României și a marcat 3 goluri. Cu un șut acum al lui Tamaș! Lângă echipele din România și aventura din Israel, fundașul care are în prezent 38 de ani a mai evoluat în Turcia la Galatasaray, în Rusia la Spartak Moscova, în Franța la Auxerre, în Spania la Celta Vigo, dar și în Anglia, jucând 3 sezoane în Premier League la West Bromwich. În 2010, Gabi Tamaș a fost aproape de un transfer la Chelsea. Hai frumos, la șpriț! Deschide podiumul Alain Delon de România, Sandu Boc, fotbalistul despre care se spune că s-a iubit cu cele mai frumoase femei ale României. Legenda mai spune că nicio tânără domnișoară nu putea rezista în fața fundașului de fier. Șarmul său irezistibil le făcea pe multe dintre reprezentantele sexului frumos să-i cadă în mreje. Cred că primea 40-50 de scrisori pe zi. De la diverse admiratoare, că nu era atunci cu telefoane, cu... Eu n-am avut nicio vină, că ele veneau după mine. Ce e aia? Că la un moment dat ai fost logodit cu nepoata Shahin Shah-ului. Era superbă, era o femeie superbă. Deci am plecat cu Dinamo în turneul în Iran. Stăteam cu picioarele în apă și vis-a-vis erau două fete, pe șezlong. Și Ion zice, uite mai aia, să uite la mine. Uite-mă urâtane, cum să uite la tine, mă, să uite la mine. Zic, fii atent, dăm pantalonul și sărim în apă, eu mă duc în dreapta, tu în stânga. Am făcut atât lucrul ăsta. Normal că s-a uitat după mine, am prins tupeu, m-am dus, i-am cerut puțin bronzor, că avea stripluță acolo, mi-am dat pe mine, i-am dat și ei pe spate. Nu puteau să reziste în fața craiului țării, cum era supranumit Sandu Boc, nici regizorii de cinematografie care îl invitau să joace roluri picante. But quel occupation can be? Actrice, model? Oui, comme si comme ça. Et vous?
tehnic. Dar trofeele lui Sandu Boc nu erau cucerite doar în dormitoare, ci și pe terenul de fotbal. Acesta a fost dublu campion al României, odată cu Petrolul și odată cu Universitatea Craiova. De asemenea, Craiul țării mai cucerea și două cupe ale României, cu Rapid și cu Dinamo. Pentru echipa națională, Sandu Boc a strâns 6 meciuri între 1967 și 1971. Cu o treaptă mai sus se află un alt actor fotbalist, Rică Răducanu, dar care, spre deosebire de Sandu Boc, care era născut în același an cu el, avea cam alte căi spre inimile femei. Aveam 2 dolari, vă zic, ce drept. Și o gagică era 10, cea mai ieftină. Dar farmecul lui Rică consta în altceva. Acesta era un tip sufletist și aducea zâmbetul în vestiare chiar și atunci când nu erau prea multe motive de bucurie. Un goalkeeper flamboyant, cel supranumit Tamango, a fost primul portar din lume care a fost prins în offside. Păi n-aveam ce să mai fac, era 1-1 și oricum cădeam dacă pierdeam. Ori 2-1, ori 1-1, tot aia. M-am dus și a dat și gol. Am făcut foul, dar arbitru... Gol din offside? Da, mă, m-am dus, stăteam lângă arbitru și lângă portar. În cariera sa, care a durat aproape 20 de ani, Tamango a marcat 7 goluri, dar a mai primit și multe, iar unele dintre ele de râs și de plâns. Nici comentatorul nu se mai aștepta la o asemenea situație. Fază ușoară, Răducanu foarte degajat, gol cum rar se vede. Cea mai mare parte a carierei Rică Răducanu a petrecut-o la Rapid, unde a jucat între 1965 și 1975, perioada în care a cucerit un titlu și două cupe. Apoi a mai trecut pe la echipe precum Sportul Studențesc, Baia Mare, CSM Reșița, dar și Steaua, unde a mai cucerit o cupă a României. Pentru echipa națională, Rică a strâns 61 de meciuri între 1967 și 1978. Viața lui Rică Răducanu a îmbogățit nu numai fotbal, balul românesc, ci și cultura. Bravo, fetelor, cu papușca la muzeu, nu? Frumos, așa, sielanțe. Iar buna dispoziție a fost lucrul pe care a știut și încă știe să-l transmită de minune celor din jur. Rică vă recomandă o mâncărică. Din partea mea, Gabi de la Oradea, pentru Il Fenomeno, adevăratul briliant al României, Adrian Mutu! Și în final, pe primul loc se află Adrian Mutu, cel care a tulburat prin felul său de a-și trăi viața extrasportivă generațiile care se inspirau de la el. Era o atmosferă plăcută, lumea se distra, iar pe mine, dacă pot spune, că am luat valul și m-am dus sus la DJ pentru a vedea mai bine atmosfera, iar DJ-ul e un foarte bun prieten al meu. Dar că diferența dintre Mutu și majoritatea celor care i-au urmat exemplul a constat în faptul că Mutu pe teren era un star, ci nu o imitare a unui star. Mutu sunt eu, la origina deșan, vârba națională și vedetă în cancan, fotbalist, ca niciunul România, mâinile în aer să înceapă nebunia. Cocaină, femei, petreceri, mașini, scandaluri, suspendări, toate astea nu l-au împiedicat pe briliant să facă o carieră uimitoare și să-și rezerve un loc printre cei mai mari fotbaliști din istoria României. Problema e alta, cum ar fi fost dacă Mutu nu derapa de pe drumul corect, dar istoria nu se scrie cu dacă. Am adunat destui bani, bineînțeles, mi-au luat și fostele neveste destui bani. Bine.